Încă ne rugăm pentru îmbelșugarea roadelor pământului, încă ne rugăm pentru vremuri pașnice, pentru bună întocmirea văzduhului și ploii cu bună trebuință, ne rugăm pentru pacea toată lumea, pentru tot poporul, da? De aici și de pretutindeni, spune biserica tot timpul. Deci ceea ce înseamnă că vorbim de cele patru elemente universale pe care Dumnezeu se bizuie sau, dacă vreți, se sprijină atunci când are grijă de lumea pe care a creat-o El. Pronia, starea de veghe asupra lumii, să nu cădem în ispită, să nu fim căzuți cumva în extrema în care noaptea să vină tâlhare și să umple țarina cu neghine, pe lângă veghe și priveghere, grija de creația mâinilor sale, ca omul să nu pice, n-a suferit să-l vadă pe om căzut în nenorociri și chinuit de diavolu, de aceea și-a venit Dumnezeu pe pământ, și apoi prin lucrarea de conservare, ca pământul să-și facă întotdeauna treaba lui, așa cum i-a poruncit Logosul sfatului divin. Să-ți dai fructele la timp, să-ți dai semințele la timp, să-ți dai pomii la timp, să-ți dai ierburile la timp, să-ți dai animalele la timp, să le dai toate după felul și după soiul lor, spune referatul biblic. Deci aici găsim permanent pronia divină, veghea divină, dragostea divină și grija divină. Deci în momentul în care a rodit această țarină, cel din tâi lucru, pe care îl găsim în cărțile de cult și mai ales ale Vechiului Testament, dacă ne uităm, era sărbătoarea corturilor sau sărbătoarea de toamna recoltei. S-ar fi căzut ca acest om să-i dea și el slavă lui Dumnezeu. De unde se vede că la nivelul la care este, dumnealui nu mai este un credincios, ci este mai mult un agronom. Ținta de a avea o recoltă cât mai mare este mult mai importantă decât darul lui Dumnezeu care i-a umplut hambarele cu toate bunătățile. Să nu uităm că Ierusalimul este locul unde se fac două recolte pe an. Să nu uităm că Ierusalimul este locul unde se fac migdale, portocale, tot felul de fructe exotice, unde cresc toate plantele foarte bine, toate legumele cresc foarte bine. Și bineînțeles că omul fiind un om gospodar a ajuns la măsura la care, ca și negustor, să spunem, privindu-l din punctul acesta de vedere, dacă îi spune bogatul care a rodit țarina, înseamnă că era și un om agonisitor, probabil transforma toată această muncă, toată această recoltă în, repet, transforma această recoltă în parai, în bani și îi punea la saltea. Deci era un om care știa să gestioneze bine problemele economice. Ne ducem cu mintea de la țarina aceea până la țarina aceasta. Și noi ne bucurăm astăzi de rodul pământului. Tehnologiile sunt atât de moderne și agricultura a făcut atât de mulți pași imensi, încât dacă pe vremuri noi vorbeam câteodată de recolte record, astăzi nu mai este o noutate recolta record. Numai că aici descoperim ceva ce se compară cu o idee pe care o vom găsi la Mântuitorul Iisus Hristos, fiindcă suntem în perioada postului din muntele Carantania. Și a zis dracului Iisus, fă din pietre pâine. Aș vrea să facem o corelație între această bogăție adunată excesiv și îngrădită cu ziduri, cu cămări, și între lăcomia pe care diavolul a vrut să-i o strecoare lui Iisus, fiul omului, omul Dumnezeu coborât în afectele noastre, dar fără de păcat, care ia contact cu cantitatea de bogăție și face o corelație că omul nu va trăi numai cu pâine. Iată o chestiune interesantă. Și Iisus Hristos ne trimite spre două elemente sacre. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au pierit.
Dar eu sunt pâinea cea vie care se coboară din cer, din care cine mănâncă în veac nu mai moare. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Iisus Hristos ne arată diferența dintre treptele de vedere a ochiului care percepe lumina solară și treptele de vedere a ochiului duhovnicesc. Primul bogat absurd, cu garduri, cu ziduri, și îl putem compara cu bogații zilelor noastre, care și-au făcut câte un mic rai pe pământ și raiul lor este aici, între camere de luat vederi, între sisteme de alarmă, între paznici, între jandarmi, între tot felul de IGS-uri asigurate care să le dea liniștea bodyguarzii, sau cutiile de valori, sau codurile secrete, sau conturile secrete, sau paradisurile fiscale, despre care Hristos totuși râde și spune, chiar în finalul acestei Evanghelii, așa se întâmplă cu cei ce nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Și o să vedem de ce spun lucrul acesta. Deci omul adună, dar nu adună cu chibzuință. Chibzuința însemnând ce? Proverbele acelea populare care spun întotdeauna, nu haina îl face pe om, nu banul face pe om. A fi domn nu-i lucru mare, a fi om este o mirare. Deci, sunt lucruri care ne arată că omul, în contact cu materia, are două moduri de a se schimba. Ori modul pozitiv, îngeresc, care îl poate transforma într-un plăcutul lui Dumnezeu, și luăm imaginea patriarhului Avram, care ajunge să-l hrănească pe Dumnezeu la masa lui, imaginea lui Zaheu Vameșul, care îl pune pe Hristos la masa lui, imaginea lui Iov din Vechiul Testament, care pierde toată bogăția pentru Dumnezeu, dar stă cu Dumnezeu la sfat și discută ca doi frați. Ce frumos îi spune Dumnezeu lui Iov, când Iov, după 7 ani de stat pe groapa de gunoi, își iese puțin din firea lucrurilor și spune, Doamne, ce faci, dormi? Nu mă vezi că am râi aici, că mă chinui cu lepra asta. Și atunci Dumnezeu, văzând îndrăzneala lui Iov și suferința lui Iov și necârtirea lui Iov, îi spune așa, hai, scoală-te, adică fă-te sănătos, încinge-te, ia putere și să stăm, îmbracă-te, adică ia-ți haina sfințenii și să stăm de vorbă. Și prezintă o întreagă teologie, vă recomand capitolul, începând de la, cred că pe la 40 și, sau 40, spune așa, unde erai tu când am făcut cerul și pământul? Unde erai tu când am făcut luminătorii cei mari și m-au lăudat toți îngerii mei? Unde erai tu când am pus văile cu cumpăna și dealurile? Când am pus nisipul hotar mării? Și o întreagă teologie a referatului biblic ca să-i arate lui Iov că veghea lui Dumnezeu peste lume începe din clipa, nu din care tu ți-ai pus în grădină și ai recolte, din clipa din care Dumnezeu a avut grijă ca primăvară să fie veșnic primăvară, ca vara să fie veșnic vară, ca toamna să fie veșnic toamnă, ca iarna să fie veșnic iarnă, ca apa să fie permanent izvor de viață pământească a materiei care face circuitul elementelor în natură, că dacă nu avem apa, am murit toți și ne-am liniștit, imediat ne ies podoabele, diamantele și aurul pe nas, pentru că ne sufocăm și pierim precum se usucă iarba la fața vântului. Și mai mult decât atât, Dumnezeu este Cel care a avut grijă ca fiecare sămânță pe care o iei din sac și o arunci în pământ, ar putea cineva să explice vreodată mai simplu și mai frumos, dacă pământul n-ar avea porunca vieții și a rodirii de la Dumnezeu, cum spune acolo în epistole, dator este secerătorul să are și să semene și dator este Dumnezeu să crească și să dea roadă. Și pământul să-și dea roadele sale și omul să se bucure de ele, că în nădejdea aceasta omul seamănă și seceră și trăieră și adună și ară și face toate ale pământului, ca pământul să-și dea rodul la vremea sa.
Și această poruncă nu este decât divină. Te duci pe ogor, tu ca cetățean, ca creștin, indiferent cine ai fi, și spui așa: Domnule, am arat bine, am discuit bine, am dat îngrășământ, am semănat adânc, am pus sămânță de calitate. Nu te bucuri de plantele care a ieșit, ci începi cu grăuntele în buzunar sau cu fasolea în buzunar sau cu semința respectivă în buzunar a ceea ce ai semănat, să cauți golurile și să faci, să pui, să fie totul la fel, să se vadă egal. Deci ești